Salutare, prieteni! O mulțime de animale fără stăpân cutreieră pe străzile orașului, slabe, obosite, încercând să supraviețuiască. Din păcate, doar câțiva dintre ei vor avea vreodată șansa la o viață fără griji. O pisică fără stăpân pe nume Barnaby are 15 ani. La o vârstă atât de înaintată, pisica se consideră norocoasă dacă reușește să obțină măcar ceva de mâncare. Și astfel era foarte slab. Doar piele și oase. Pisica cutreiera pe străzile din New Jersey zi de zi. Bătrânețea nu-i mergea bine. Îi era foame și șchiopăta, iar ochiul îi era infectat. Dar nimic nu durează pentru totdeauna în această viață. Fie bine sau rău. Și așa a început un nou tip de viață pentru Barnaby. El a fost ridicat chiar de pe stradă de către voluntarii de la Organizația de Salvare a Orfelinatului de Animale Vorhis. Barnaby a primit un pat și un castron cu mâncare. Ce altceva și-ar putea dori în acest moment? La adăpost, toată lumea s-a mirat de temperamentul lui. Animalul s-a dovedit a fi incredibil de blând și afectuos. Barnaby părea să iubească pe toți cei din jurul lui. Lucrătorii adăpostului au decis că această pisică merită cu siguranță o casă pentru totdeauna. Prin urmare, au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a găsi un forum pentru proprietar. Desigur, șansa ca cineva să fie dispus să accepte o pisică bătrână și bolnavă era practic inexistentă. Drăed Shannon, proprietarul unei mici clinici veterinare, a aflat despre pisica și soarta lui dificilă. Doctorul a avut cele mai bune intenții. A vrut să sprijine pisica și să o ajute să facă tratament. Drân și Han a luat o decizie și s-a dus la adăpost. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo a fost pur și simplu magic. Părea că cerul țipă imediat că cei doi au fost făcuți unul pentru celălalt. Păcat că nu s-au întâlnit până acum, dar cel puțin s-au făcut. În cele din urmă, în momentul în care Ed a văzut pisica nefericită, nu s-a putut abține să nu zâmbească. Toți cei care au ajuns să asista la prima lor întâlnire au spus că dragostea părea să fi umplut camera. Bătrâna pisică a străzii a intrat cu ușurință în brațele doctorului Shannon, s-a așezat confortabil și a toarcat fericit pentru prima dată după mulți ani. Astfel, problema găsirii unui cămin pentru Barnaby a fost rezolvată. Când Shannon l-a luat pe Barnaby și l-a adus pisica în biroul lui, Barnaby a început imediat să se plimbe prin birou de parcă ar fi locuit acolo de mult timp. A preluat rapid rolul pisicii responsabile. La curățarea podelelor. A urmat în spate pentru a se asigura că niciun loc nu a fost ratat. La sfârșitul nopții, se așează în poala mea pentru a se asigura că fac cărțile corect, a spus Raquel de la tehnologia veterinară de la Centrul Veterinar Shannon Shannon. Îl avem pe antibiotic și pare că se îmbunătățește, s-a îngrășat. În ciuda vârstei sale, Barnaby este foarte vesel. Îi place mâncarea specială pentru seniori și îi place să fie periat în mod regulat. Își ia și antibioticele ca un campion și nu se plânge deloc. Dr. Shannon și soția s-au luat această pisică pentru că știau prea bine că păstrarea unui animal de companie în vârstă poate fi copălșitoare pentru o persoană obișnuită. Animalele mai în vârstă au multe probleme de sănătate, care pot deveni o povară prea mare pentru unii oameni, în special din punct de vedere financiar, deoarece serviciile veterinare nu sunt ieftine. Cu toate acestea, în schimbul amabilității lor incredibile, cuplul a primit un prieten loial și afectuos. Uneori, Barnaby are un apetit slab și refuză să mănânce. Dacă se întâmplă asta, lingura asistentă îi hrănește o formulă specială pentru pisici, bogată în vitamine. Barnaby, nici vederea lui nu este grozavă, dar asta e de așteptat la vârsta lui. El înțelege că este bătrân, dar primește multă dragoste și grijă. Este un băiat fericit, a spus Claire. Să-l menținem sănătos și fericit ca obiectiv al nostru și să facem din restul vieții lui una fericită. Cine știe prin ce încercări și necazuri a trecut. Cu toți îl iubim și avem grijă de el. Se spune că pisicile au 9 vieți. Poate că soarta a decis să-i dea o nouă viață fericită de pisică domestică iubită. Și Barnaby își va întâlni bătrânețea în căldură și fericire. A fi îngrijit și, cel mai important, a fi iubit. Și asta e tot pentru azi, prieteni. Împărtășește-ți părerile despre acest episod în comentarii. Tu?
Mi-a plăcut videoclipul și nu uita să-l distribui prietenilor tăi. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem data viitoare!